Un angajat al cabanei Padina din județul Dâmbovița a trecut prin clipe de groază după ce a fost atacat de un pui de urs. Bărbatul își încheiase programul de lucru și tocmai ieșise pe ușa cabanei în momentul în care animalul s-a năpustit asupra lui. Omul s-a apărat cu mâinile goale și a strigat disperat după ajutor până când a fost auzit de câinele de pază de la cabană. Patrupedul a înșfăcat ursul și l-a pus în cele din urmă pe fugă. O colegă a bărbatului a dat apoi alarma și acesta a fost transportat la spital de către jandarmii montani. Bărbatul se află acum sub atenta supravegherea medicilor de la spitalul din Pucioasa și, din fericire, starea lui este stabilă.